pentru această întâlnire de suflet, o să putesc eu, în care ne întâlnim diferite personalități care au plecat din Cotu Vameș și nu numai, să tenei satul acesta. Vă rog, închideți să e curent. Pentru a aniversa 60 ani de la atestarea satului Cotu Vameș. Acum două săptămâni și 610 ani, în cetatea Sucevei, domnitorul Alexandru cel Bun semna un document prin care dăruia Bisericii Sfânta Vineri din Roma, din Roman, viitoare episcopie de aici, de la Roman, două sate, între care un sat era numit Dragul Mirești, vechea denumire a satului Cotu Vameș. Actul respectiv era semnat și de primul mitropolit al Moldovei de atunci, Iosif Mușat, și acesta reprezintă actul de naștere al satului nostru. S-a numit mai întâi Dragomirești, Pâncești Dragomirești, apoi Siriștea și după secolul XVIII s-a numit Cotu Vameș. Satul a avut o fluctuație, o mișcare în funcție de Aldea Moldovei. După cum s-a mișcat Moldova, s-a mișcat și satul. Amintesc doar că pe la jumătatea secolului XIX satul număra 170 de familii, în anul independenței 188, și astăzi, dacă domnul primar mă aprobă, în jur de 3000 de suflete, de la mai mult, de la cel mai mic la cel mai în vârstă, 98 de ani. De aceea ne-am adunat astăzi, la această vârstă onorabilă a satului, nici Bacău, nici Iașu, București împlinește 559 de ani. Deci suntem mai vechi în act decât capitala țării. Și de aceea ne-am adunat aici o parte din sătenii noștri, o parte din intelectualii și invitații deosebiți ai noștri, pentru a ne aduce aminte mai întâi nouă că suntem aici de sute de ani și de a aminti și celor care vin după noi că suntem de o asemenea vechime. Sigur că spuneam că Moldova, sau încercam să spun că Moldova, în decursul a 2000 de ani, a avut o mișcare ca o deltă. Dacă acum Moldova ar curge pe toate albile, Moldova ar forma o deltă. Deci, simultan, se curge pe toate albile. Sigur că au trecut foarte mulți ani, s-au făcut transformări multiple, sunt mutații la nivel material și la nivel spiritual. Și vreau să amintesc faptul că prima clădire, prima, dacă vreți, instituție, dacă clădire ca și din punct de vedere material care se construia atunci când se făcea un sat, era biserica. Biserica a fost prima instituție, iarăși, cred că e cazul să încerc să nu se supere domnul primar și cei apropiați dânsului, că înainte de a fi primăria, într-un sat românesc, a fost biserica. De aceea au fost mai multe biserici în acest sat și unul din preoții importanți, avem aici o listă cu preoții pe care avem, sigur că mai există și alții care noi avem în această listă, unul din preoții de marca acestui sat a fost părintele Vasile Focșa, care a întemeiat și biserica veche, dar care a fost primul învățător al acestui sat. De asemenea, el a fost, dacă vreți, un bunic al Otiliei Casimir, cea mai importantă personalitate despre care o să auzim. Avem de la Iași invitat pe domnul profesor Cloșcă, domnul profesor doctor Cloșcă, domnul profesor doctor Samson Nicolae și mulți alți invitați care de
de-a lungul anilor ne-au făcut să ne simțim mândri că ne-am născut pe aceste meleaguri. Sărbătorim astăzi 610 ani de atestare documentară a satului Cotu Vameș. Asta înseamnă că avem rădăcini puternice aici. Și consider că în această frumoasă biserică, noi spunem catedrală, rădăcinile să rămână adânc înfipte și în anii ce vor veni. Ne bucură și prezența acestor frumoși copii îmbrăcați național, la fel ca și frumoasele poze care sunt afișate pe acest panou, reprezentând pe bunicii și străbunicii noștri. Mulți dintre noi, cu siguranță, mai avem păstrate în cutii, să zicem așa, poze la fel ca cele care stau la loc de cinste în frumoasa noastră biserică. Felicit pe Părintele Paroc Paladea Sânică pentru frumosul eveniment organizat. Încerc să vorbesc mai tare. Dacă facem liniște mai multe, se aude mai tare. Să vorbim cu Consiliul Parohial, să cumpere o stație, cum trebuie. Nu, avem o stație, nu știu ce s-a întâmplat, o ischită. Nu pot decât în calitate de reprezentant al administrației locale să vă mulțumesc tuturor, inclusiv cadrelor didactice, doamnei director, prezent aici de față alături de noi, părinților preoți din satul Cotu Vameș, este alături de noi și părintele Ungureanu, fiul al satului, care sperăm cu drag a acceptat invitația noastră să fie astăzi alături de noi toți. Tuturor vă doresc din suflet sănătate, împliniri, să ne reîntâlnim în fiecare an la fel de voioși, bucuroși, în frumoasa noastră biserică și, de ce nu, să pomenim numele tuturor acestor copii care, cu siguranță, prin buna educație care o primesc în școală aici, la noi în sat, ne vor face cinste pe viitor, urmând un liceu bun și, de ce nu, o facultate de prestigiu. Încă o dată vă doresc tuturor multă sănătate, bucurii și împliniri. Distinși invitați, domnilor profesori universitari, distinsă doamnă director, iubiți credincioși, iată-ne adunați la un moment de înaltă bucurie duhovnicească. Se împlinesc anul acesta 610 ani de atestare documentară a comunității din Cotu Vameș. Suntem într-un moment de bucurie. Este ziua onomastică, dacă putem să spunem, a comunității acesteia. La fel cum în casele noastre mama și tata ne primesc pe noi, la fel în această zi avem aici adunate și mama noastră, care este biserica și este gazda noastră a tuturor, din punct de vedere spiritual, femeie, este cârma credinței în casă, dar îl avem și pe tatăl nostru, care din punct de vedere administrativ, financiar, ne sprijină și ne ajută să ne realizăm din punct de vedere gospodăresc, reprezentantul primăriei, domnul primar aici de față, căruia îi mulțumim. Ne-am adunat astăzi aici la inițiativa bisericii. Biserica, cum spunea și părintele profesor, este CNP-ul, este ADN-ul fiecărei comunități în parte. Acolo unde vedem o biserică frumoasă, aranjată, întreținută, înseamnă că și membrii acelei comunități sunt niște oameni destoinici, gospodari, care oglindesc sau care își oglindesc activitatea lor de zi cu zi în aspectul exterior al bisericii. Cu adevărat putem să spunem că
bisericile noastre ortodoxe, creștin-ortodoxe, nu valorează doar din punct de vedere arhitectural, cu atât mai mult aici, în această biserică excepțională. Chiar și bisericile mai mici au o valoare spiritual-duhovnicească deosebită. Chiar dacă în alte biserici nu găsim astfel de picturi deosebite, pereții bisericilor noastre sunt tapetați cu bucuriile, cu nevoile, cu greutățile, cu împlinirile, cu deziluziile, cu rugăciunile înaintașilor noștri cu zeci și sute de ani în urmă. 610 ani. Mă simt atât de mic, dar atât de onorat să fiu prezent la această întâlnire deosebită. Este important pentru noi. Nu este doar un moment de mândrie al comunității, ci este și un exemplu pentru celelalte comunități ca să ia de exemplu această întâlnire pentru a vedea înaintașii noștri și pentru a-și regăsi fiecare dintre ei rădăcinile așa cum se duc. La fel ca la un stejar mare care l-avem în curte. Atunci când vrem să construim câte ceva de jur împrejurul lui, cercetăm și ne uităm să vedem unde duc rădăcinile, să nu rănim acele rădăcini pentru ca acel stejar să nu își piardă viața, să nu își piardă seva din el. Vedem foarte frumos aici câteva fotografii care ne arată cum era portul popular acum peste, eu știu, 150-200 de ani, aici în Cotu Vameș. Nu avem fotografii de 60 ani. Avem o singură monografie foarte frumoasă care amintește de acest ținut deosebit. Vedeți, în aceste fotografii sunt două persoane, nu găsim niciodată o singură persoană. Reprezintă familie. Datorită acestor familii, mulți dintre dumneavoastră sunteți aici. Este momentul în aceste zile să apărăm familia, după cum ați văzut. Se discută despre acest referendum pentru apărarea familiei, pentru apărarea familiei tradiționale, pentru apărarea României, într-un cuvânt. Ne dorim noi, Biserica și mai multe ONG-uri, să așezăm așa cum se cuvine în Constituția României, la articolul 48, alineatul 1, că familia, acum este scris, este constituită din soți. Dar având în vedere gândirea progresistă în care ne luptăm în aceste timpuri și ne vom lupta și de acum încolo, s-ar putea soții să fie înțeles greșit. De aceea ne dorim ca să vă duceți la referendum în data de 6 și 7 octombrie și să votați da pentru schimbarea cuvintelor în Constituție că familia trebuie să fie compusă din bărbat și femeie. Înaintașii noștri așa ne-au învățat, noi așa trebuie să știm, dar mai ales copiii noștri trebuie să știe și ei la fel. Copiii noștri peste 10, 15, 20 de ani, dacă noi sâmbătă și duminică nu votăm da pentru schimbarea Constituției, acelui paragraf din Constituție, s-ar putea să se uite cu jale la aceste fotografii. Poate peste 10, 15 ani familia va fi constituită din Ion și Vasile sau Ana și Ioan. De aceea vă rog să ne susțineți și nu să ne susțineți pe noi Biserica sau Alianța sau Coaliția pentru Familie sau Alianța Aporu, ci să vă susțineți pe dumneavoastră ca și familie și să vă protejați copiii și copiii copiilor dumneavoastră. Încă o dată aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație. Vă felicit, Părinte Paroc, pentru inițiativa deosebită. Sunteți un om de cultură, nu doar un om duhovnicesc. Și împreună cu Părintele Slujitorul, Părintele Iancu, aveți tot timpul activități cultural, filantropice, administrative deosebite aici, în parohia dumneavoastră. Ca delegat al Înalt Preasfințitului Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, vă urez un sincer la mulți ani cotenilor și nu numai, pentru că întregii comunități și Comuna Horia vă urez la mulți ani și să ne întâlnim la comemorarea a 700 de ani de acum a acestei comunități deosebite. La mulți ani, să vă dea Bunul Dumnezeu bucurie, sănătate și împlinirea toate dorințele. Doamne ajută! Îmi permiteți să spun câteva lucruri în legătură cu această aniversare de 610 ani.
aș începe prin a atrage atenția și a completa pe cele spuse de Sfinții Părinți, anume că satul, să nu înțelegem că a fost inventat, înființat acum 610 ani. Documentar, satul apare la 1408 într-un document emis de cancelarea de domnitorul Alexandru cel Bun, reluat mai târziu de Ștefan cel Mare, întărind cele spuse sau că era vorba de o danie către Episcopia Românului, Ștefan cel Mare a reluat și a predat. Satul Cotu Vameș este foarte vechi. Istoricul Ursache din Roma de aici afirmă, care a făcut unele cercetări și se știe treaba asta că s-au găsit relicve foarte vechi, adică este o continuitate de vețuire din paleolitic, neolitic, dacă știți ce înseamnă asta, paleolitic, epoca Petrei, când omul a început să folosească ca unealtă piatra, o șlepuia, o făcea topor, ce mai făcea, după aceea neolitic, când apar vasele și altele, epoca bronzului, epoca fierului, apoi statul getotac, cucerirea romană, când de acum intrăm pe faza medievală, când apare și documentul. Așadar, ceea ce trebuie reținut este că satul este incomparabil, mult mai vechi, dar noi suntem nevoiți să neavând o trimitere exactă undeva, suntem nevoiți să ne raportăm la acest document din 1408. Aș face sublinierea, pentru că sunt ieșean de mulți ani de acum, că când s-a sărbătorit 600 de ani de la întemeierea, de la prima atestare documentară a satului Cotu Vameș, și Iașul a sărbătorit 600 de ani. Am avut o contribuție și acolo, anume, deci, comparând, s-a amintit aici de București, sigur, sunt așezări mult, la fel de vechi ca și satul Cotu Vameș, dar sunt așezări mult mai târziu realizate. Istoria satului Cotu Vameș este extrem de interesantă. Am amintit părintele parohul aici că apa Moldovei a cam plimbat pe dragomeriștieni, pe siliștieni și mai târziu pe Cotu Vameș. Așa este, dacă cei din Cotu Vameș, sadea care cunosc puțin țara, dragomereștiul mi se pare că este și acum, la Ierburi, mai spuneam noi pe vremuri, undeva spre Bașta, Recea, Bașta, acolo, dacă arăt eu bine că îți dezorientat mai încoace, dar cât acolo s-a conturat, era multă pădure. Ce vreau să sublinez este că poporul român a durat, să când spun poporul român, am în vedere și înaintașii cotenilor, a durat foarte mult în sensul că a trebuit să se adăpostească de migratori, de populațiile migratoare, de care nu scăpăm nici în zilele noastre, în pădure. Și se vorbește cele mai vechi documente, că înainte de 1408 se vorbește de călugării din Poiană. Era probabil adăpostindu-se acolo, ferindu-se de ceea ce se întâmpla în Moldova, care Moldova a fost expusă la nord de Nistru, Bucul, era un spațiu imens, pustiu. Și populațiile astea migratoare care veneau din Preajma Chinei, din Mongolia, zona mongolă, răsăritul continentului nostru, o luau, treceau pustiu și aici dădeau de, dădeau de alt necaz pentru ei, dădeau de pături. Ai noștri, și fac paranteza cu venit, aici poate am să mai revin, românul săracul își lua ce avea cu el, căruța, de acum mai târziu, vorbesc de perioada medievală, începutul, perioada de după an, după retragerea romană, 270, și se ducea în pădure, se ascundea. Trebuie să știți, și cred că mulți dintre dumneavoastră știți că și până și, da, funcționează? Da sau nu? Eu nu-mi dau seama.
Da, da, da. Ține-mi aproape, ține-mi aproape. Ține-mi aproape, aproape, da. Tare, da. Mi-e frică să nu-l închid. Nu, nu, nu. Da. Sigur, populațiile migratoare nu iertau, distrugeau, era prăpăt mare. Și vreau să fac o legătură cu ce s-a mai spus aici și cu ce vedem noi aici. Eu vă spun, am o admirație deosebită, cunoscând și vechea biserică, cunoscând și multe alte biserici. Domnule, ne iertați un pic, haideți un pic mai în față, că e spațiu liber. Luați că sunt unele, facem-o, iertați că tehnica... Deci care nu au auzit, luați că unele, doamna Rodinca, haideți un pic mai ceva. Sau aici, doamna Rodinca, sau aici, sau unele. Sau aici, liber. Deci care nu stau unele? Țineți mai aproape, nu știu. Nu-i împărtășit, părinte. Ține-mi aproape, ține-mi aproape că se aude. Da, se aude ceva? Da, 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 sigur. Mă rog. Nu suficient. Asta vreau să subliniez faptul că frumusețea bisericii și spre meritul părintele Palade și părintele Iacu a realizat o asemenea construcție și un asemenea lăcaș. Care face bine și saluri. Asta vreau să spun că vremurile au fost așa de grele încât plecau sătenii cu biserică, cu tot. Aveau bisericile de lemn, pe roate, le puneau, le demontau, spunea că erau nevoiți să se retragă în păduri, în munți, în locuri ferite, din cauza migratorilor. Soarta asta a avut-o și Cotu Vameș, de asta vorbim de călugării din Poiană și sigur acolo a fost o construcție bisericească, probabil de lemn. În altă ordine de idei, tot apropo de vechime, am în vedere că satul, spațiul ăsta, Dragomireștiu, a aparținut metropoliei, episcopiei Romanului, de la începutul, de când s-a înființat, probabil și înainte. Se vorbește de o biserică a Sfântului Vasile, din Roman, care patrona, stăpânea acest spațiu. Ei, Moldova, care curgea cândva pe sub dealurile Trifeștiului și se vărsa undeva la Recea. Cine cunoaște locul își dă seama că este o delta acolo la Recea, aproape de pod, nu știu dacă mai este podul. După aceea s-a mutat mai încoace pe faimoasa, este la Podeț acolo o altă scurgere a Moldovei, după aceea s-a mutat undeva chiar prin sat. Curs, intra pe aici când lângă începutul Cotu Vameșului, curgea mai încolo, leacă prin, spre Divale la Sandu, cum spuneam noi. O altă deltă, greu de stabilit când a fost Moldova seacă. E cea mai evidentă, se pare că de acolo a plecat ultima dată Moldova pe, în orice caz, pe actuala Albii. În orice caz, în istorie se cunoaște că și episcopia a fost afectată, că Moldova cândva a curs și pe lângă episcopie, că erau temeri că să nu afecteze clădirea și construcții din zona episcopiei. Încă, sigur, satul s-a deplasat, oamenii, să nu aveți imaginea că imediat s-a mutat Moldova și au plecat oamenii după Moldova. Treptat s-a căsătorit unul, s-a mutat acolo, au venit alții și așa s-au așezat treptat de Dragomirești, au venit în Siliște. Siliștea fiind mărginită de Siret spre Ion Creangă, dacă vă imaginați. Și de acolo, treptat în Moldova, iar a plecat în altă parte, au venit în Cotu Vameș. Aici Cotu Vameșul, primul document care este știut, amintit, când se menționează de Cotu Vameș, la 1691, când Iron Costin Petru de el, cronicarul nostru, cronicarul moldovean, pedepsit de domnitor, a fost adus la Roma ca să fie decapitat și se menționează acolo că a trecut prin Cotu Vameș. Probabil era un patru mai mică apa pe unde au trecut sau au ajuns, sau era un
cot umbător. De asemenea, Cotu Vameș vine și de la faptul că Moldova, făcând un cot aici, fiind un Vameș, Vameș era trimisul domniei, că undeva este un document de care rezultă că domnia încredințează teritoriul episcopiei, dar Vameșul să nu se amestece în treaba asta. Înseamnă că era o persoană și de aici, Cotul Moldovei, acolo unde e Vameșul, cel puțin de la 1698 știm că se cheamă, se numește Cotu Vameș și Cotu Vameș a rămas până în zilele noastre. Îmi vine minte că colegii mei de facultate mi-au botezat Cotu Vameș și spunea Cotu de Vami. Duan! La o franțuziță, asta o să ne spună domnul Sanson mai exact cum sună Cotu de Vami. Ce vreau să vă mai spun este că aș insista puțin pe latura aceasta a instituției bisericești, a credinței. Românul a fost întotdeauna un om credincios, ortodoxia a făcut o impresie, a cucerit temeinic cu mare parte din populație, plecând din Bizanț, extinzându-se, pătrunzând în toată lumea, dar la noi satul Cotu Vameș este interesant, asta vreau să subliniez, anume că a rămas ortodox. A fost, în general, din câte mi-amintesc eu și din trăitele mele, aici în sat n-au fost secte, n-au fost, fost ortodox tot satul, cu tradiția numai profesor, să ne vorbească domnul profesor, costume și alte lucruri. De asemenea, a fost un sat conservator, s-a păstrat foarte bine. Probabil și din tradiția asta de a se feri de acolo, de dincoace. Vedeți, apa asta a fost și bună și rea. Fiind între două râuri mari, de regulă invadatorii, migratorii, când vedeau, se loveau de siret, vedeau de siret și o luau pe malul siretului, pe malul stâng al siretului, și ajungeau în alte zone. Mai rar nu se știe, nu cunoaștem istoricește exact dacă aici este exclus să nu fie ajuns în părțile astea în anul 1000, în secolele alea de nenorociri, dar după aceea satul s-a așezat, s-a ridicat, s-a mulțit, s-a arătat aici cifre, a fost și rămâne un sat puternic în cadrul comunei Gorea, un sat de bază, de nădejde. Eu v-aș atrage atenția că satul Cotu Vameș, imediat după reforma lui Alexandru Ancuza, când s-a instituit organizarea administrativă, satul Cotu Vameș a fost centru de comună. Aici a fost o comună puternică. Am prins vis-a-vis de biserica veche, era primăria, așa. De asemenea, revin la biserică, nu. Noi vorbim de biserică de la 1700 și ceva, când apar semne de organizare bisericească în Cotu Vameș, dar biserica a fost totdeauna. Nu există. Românul, nu, comunitățile românești nu exista să trăiască, să nu aibă icoană, să nu aibă biserică, să nu aibă preot. Am avut, dar din păcate nu avem mărturii exacte. Ce mărturii avem, vă mai spunem acum noi, dar este o perioadă destul de grea, nevoioasă, din punct de vedere al noastră istorice. Și mă întorc puțin înapoi, mă iertați, așa e profesorul, trece de la una alta. Mie îmi pare rău și am atenționat pe cei de la muzeul din Roman că nu fac săpături în zona Dragomirești. În zona Dragomirești mi-aduc aminte ca persoană, eu când mergeam cu părinții, pe la Vrășit, la un alt apăt. Am văzut cioburi de... Acum, ca istoric, îmi dau seama că erau cioburi vechi, de, poate chiar neolitice. Și păcat că nu vor, n-au bani, în primul rând. Dacă le oferiți șansa cu niște bani, să vină să facă săpături. Noi le arătăm terenul. Da, le oferiți terenul, da. Eu am mai apucat o treabă, eram tot, apropo de Dragomireștiul ăsta, erau două case rămase în câmp,
una lui Paciu, primarul mai este, nu mai este, strămoșii lui Paciu, lui Zaharii Paciu, erau, noi ne miram, unde stau tocmai acolo, au rămas uitați acolo și mai era familia istoricului Grigoraș, tot undeva spre Bașna, în câmp, izolați. Și ne miram, dar erau locuințe ultimile, păstrate, transmise de la unul la altul, și care dovedesc, ne atestă nouă, concluzia că am discutat și cu regretatul profesor Grigoraș, da, zice, acolo au fost, am rămas de, la dragul Mireș în coace. Ce vreau să vă mai spun? Perioada modernă, satul, spunea că a evoluat frumos, s-a dezvoltat numeric și gospodărește mai ales. Și la 1858 apare școala, biserica era de la 1700, nu știu cât, dar ea este atestată tot actuala biserică Sfântul Dumitru, 1858, construcții, dispute cu Roma, în sfârșit, dar de atunci datează, iată, sărbăm 150 de ani de la școală și de la biserica satului Cotu Vameș, care și ea. Școala veche a fost în curtea bisericii, poate puțin mai în alături de biserică. Eu am o teorie mai complicată, nu-i locul aici să vă explic, că biserica a slujit, este coloana vertebrală a românismului, biserica ortodoxă. Biserica românul n-a putut și nu că n-a putut, dar noi trebuie să vedem în biserică și cultură, și școală, și sănătate. Biserica a făcut de toate perioadele alea mai vechi, până și apărarea era, întreținea moralul armatei, ostașilor, încât nu putem să ne dezicem cumva de biserică și să credem în Domnul, că de asta ne-a dat și ne-a sprijinit să luăm biserica. Trec la cealaltă problemă, spunea părintele Protopop, parcă să da, cu pledoaria asta, cu Constituția. Dumnezeu, când a făcut lumea, cei ce știe toată lumea, a făcut bărbat. Și a zis, băi, cum să-l lăs așa? Și a dat pe Eva de soție. I-a făcut și o soție, bărbat. La mintea oricui, că nici animalele, mă rog să fie iertată expresia, nu practică așa ceva, ci vor să facă lumea asta, și, contemporană și viitoare, mai știu, dar nu cred că o să reziste ideea asta. Soți, căsătorie între soți, da. Ce aș mai sublinea eu, sigur, satul Cotu Vameș a evoluat, spre așa biserici, a apărut școala și despre școala spune atâta, că era o clădire destul de redusă, cu o singură clasă, cu câțiva, 14-18 elevi, așa ceva, dar n-a ținut mult și prin 1918, așa, se termină școala nouă, școala nouă nu actuală, ci a veche nouă. Nouă atunci era, cu 4 clase, care am învățat și eu și am învățat și domnul profesor Samson, parcă acolo ați învățat, da, așa. La 4 clase, curte, castani, mi-aduc aminte că băteam cu bolovane castani și vedeau bolovane în capul nostru până vedeau castanele. Și de acolo, sigur, aduc merite, îmi permit, îmi încărcă să aduc merite conducătorilor școlii de după 60 în coace, când s-a trecut la construcția noii școli și a Caminului Cultural, să am în vedere pe doamna Palade, care știu că a tras foarte mulți ani, a dus în spate treaba asta. Și, mă rog, acum avem cât de cât, e o școală bună, de cât îmi dau seama, n-am mai fost de acum 10 ani acolo. Vreau să mai spun doar limitele satului. De multe ori m-am mus și eu că acum te duci la Horea, la merge ceva firesc, dar înainte vreme satul se termina la moară. Aici au apărut moara, la începutul secolului 20, era vis-a-vis familia Tivon și de acolo era, nu știu, la Horea nu erau nici multe case, încât era o distanță mare și, sigur, mersul care
pe la Horea era plus că era unde e potelul, acum era o, o penetrare a apei Moldovei care încă își mai păstra umiditatea și nu puteai să ajungi. De aceea la Cotu Vameș a apărut tot prin anii, după, prin 28, așa ceva, pod, Cotu Vameș a legat într-un pod foarte frumos, foarte trainic din lemn, pe care se mergea căruțe și alte lucruri. Vă uitați la aceasta. Gata. Nu la telefon. Da, da, are și telefon. Da, da, din păcate, mă rog, codul a fost distrus și acum mergem, dar s-au schimbat datele, probleme. Spuneam, de exemplu, marginea satului aici la, la moară, era după, înainte de cimitire, câmp, câmp până la Reșea. Dincolo, în partea cealaltă, cu fațașul, partea la, pe la ieșirii Crăciun, pe acolo ce mai era, se oprea la Costică Maftei, înainte de șoseaua care trece spre Creangă. Câmp. Acum văd locuință, casă sau... Asta e firesc și normal. Cei care provin din sat au amintiri, localizează spații, sunteți rude cu ei. Eu sunt unul dintre venetici, așa cum erau cei mai mulți profesori care au slujit în această școală. Părintele Palade m-a rugat să vorbesc despre școală, nu din perspectivă istorică, a făcut un profesor, există monografii, ci să vorbesc doar despre școala din anii comunismului. Când am acceptat să vorbesc, nu mi-am dat seama de riscul pe care îl are un discurs pe această temă. Pentru că figura mea ar putea fi suprapusă peste o epocă pe care multă lume stigmatizează. Ceea ce vă cer este să nu fiu considerat un moș comunist. Asta o fac parafrazând titlul unei cărți de mare succes în ultima vreme, din literatura română, care se numește Sunt o babă comunistă, în care autorul, un profesor de la Universitatea din Iași, încearcă să explice de ce unii oameni sunt nostalgici după timpul acela. Și folosind o ficțiune literară, spune că nostalgia, amintirile acestea plăcute despre epoca aceea, se datorează faptului că nu toți oamenii au trăit acea epocă în mod egal. Așa cum se întâmplă, de fapt, în orice epocă istorică. Și în cea în care suntem noi acum, nu toți suntem foarte fericiți. Nu toți suntem foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă. La fel s-a întâmplat și atunci. Cel puțin asta este explicația autorului acestei cărți. Nu o să vă țin un discurs istoric, așadar, date statistice, pentru asta există monografii. Eu o să vorbesc despre mine și despre colegii mei, care timp de 17 ani, între 1972 și 1989, am fost profesori în această școală, iar în sală sunt mulți absolvenți de atunci și mai recenți care au trecut prin mâinile noastre. Era în 1972 și eu am găsit construcțiile, școala veche și școala aceea cu 5 săli de clasă unde se află cancelarea. Școala aceea s-a construit în 1965 pentru că era nevoie
de săl de clasă în plus, pentru faptul că se înființase ciclul 2. Nu se mai făcea doar învățământ primar în sat, ci și învățământ gimnazial. Apoi, în 1966, celebrul decret anti-avort al lui Ceaușescu a determinat o creștere rapidă a populației și s-a mai construit o școală pe care am văzut-o crescând sub ochii mei, școala cu etaj. Astfel încât, în 1974, existau 17 săli de clasă, la care se adăugau și două sălițe, unde a funcționat grădinița, dar și aceea s-a mutat în clădire nouă și acolo s-au făcut ateliere, în fine, tot de școală aparținea. Rețineți că în 1980, în satul Cotu Vameș existau aproape 800 de elevi și se învăța în 17 săli de clasă, în două schimburi. Creșterea populației școlare a determinat însă și o altă nevoie, nevoia de cadre didactice. Și au venit atunci mulți învățători și profesori tineri. Șansa acestui sat, după judecata mea, este că în anii aceia, satul Cotu Vameș era considerat suburbia romanului și romanul fiind municipiu, în acest sat nu veneai decât în niște condiții speciale ca profesor. Era școală de municipiu, se numea școala numărul 15 Roman. Și în școlile din municipii veneau tinerii absolvenți care aveau cel puțin media nouă, iar cei care dădeau concurs și se venea prin concurs, tot media nouă trebuia să o ai. Așadar, nu pentru ca să mă flatez, dar au venit niște oameni de foarte bună calitate și s-a nimerit ca și moralicește să fie superior, nu numai intelectual, deosebiți. Și am putut oferi copiilor din satul acesta o pregătire care deseori le-a făcut bine. Și se vede cum arată satul astăzi, cum arătați dumneavoastră toți și este rodul activității noastre de atunci. Cum arătam noi profesori? Am spus ceva despre nivelul nostru de pregătire. Era superior. Eram toți egali intelectual și profesional. Nu ne invideam unul pe altul. Nu eram, cum s-ar zice, unul mai prost și unul mai deștept. Asta era foarte frumos și a făcut ca noi să ne simțim foarte, foarte solidari în acțiunile noastre. Eram prieteni între noi. Munceam zdravân la orice proiect. Era o vârstă nu numai pentru că era tinerețea noastră cea frumoasă, dar era frumos din foarte multe puncte de vedere. Ne ajutam în toate împrejurările. Lipsea așadar invidia. Și pentru că este domnul profesor Cărare în sală, îmi amintesc că în ce consta ajutorul? Dumneavoastră care sunteți aici știți, trebuia să creștem verde de mătase, iepuri, strângeam borcane, fierbi vechi și școala avea niște fonduri. Iar oamenii care aveau ceva de spus, aveau niște talente, erau ajutați de colegi care contribuiau la achiziționarea acelor sume, fără să spună, dar mie când îmi faci? Mie de ce nu-mi faci laborator nu știu de care? Nu, nu exista. Recunoșteam valoarea celuilalt. De exemplu, domnul profesor Cărare Gheorghe avea un laborator de biologie făcut cu contribuția copilor. Dumnealui se pricepea mai mult decât alți colegi de-ai dumnealui la împăieri, la conservarea păsărilor, la jivinelor pe care le aduceau copiii de prin Valea Siretului, din zăvoaile, din jurul satului. Încât, recunosc, la vremea respectivă, laboratorul de biologie de la școala Cotu Vameș era mai bine dotat decât Muzeul de Științele Naturii din Roma.
vă spun cu sinceritate. Aveam un coleg de muzică foarte talentat, bun dirijor, rămas până în vremea noastră, un dirijor de cor excepțional, Ovidiu Trifan. Tot din bănuți dintre aceștia i-am cumpărat pianină. Era singura școală care avea pianină, pentru că pianina aceea, ea făcea educație muzicală de alt nivel decât dacă ar fi cântat așa Lela. Și obținea performanțe. Copiii erau întotdeauna pe locul 2 pe județ la cor. Dar imaginați-vă că eu, altcineva, îl însoțeam pe colegul nostru, nu-l invidiam, o să se duce să câștige premii, să se dea mare. Nu. Mergeam cu autobuzul până la Piatra Neamț, păzeam hainele copiilor, le dădeam copiilor să mănânce, încât profesorul Trifan, când se urcă pe scenă, să poată dirija la întreaga lui capacitate. Ei, și sunt multe exemple pe care le-aș mai putea da din zona aceasta a solidarizării cu cei valoroși și cu cei care aveau ceva de spus. Acum o să vă spun două cuvinte despre conducerea școlii de atunci. Când am venit, am găsit aici director de școală un învățător, domnul Danilă. Era un om cu pregătire medie, dar cu o bună știință a coagulării colectivelor didactice în jurul unor proiecte care să ridice prestigiul școlii. Și acum mă văd în cancelarea de atunci, venisem eu și cu o fată de la București, ne grozăveam cu diplomele noastre pline cu note mari și el le-a luat diplomele și le-a băgat într-un fișet metalic, răpănos, colorat în verde și l-a închis acolo. Și a zis, dragii mei, felicitări pentru succesele voastre de până acum, de acum diploma asta nu mai vede nimeni. Și ne-a dus cu picioarele pe pământ. Urmează ca voi să faceți de acum încolo treabă tot de nota 10. Ei, ăsta era directorul care știa să pună oamenii la treabă, realist, pragmatic, și l-am stimat. În 1975 a trebuit să plece pentru că la școlile gimnaziale venise lege, trebuia să fie director obligatoriu un profesor cu studii superioare. Despre cine să vă mai vorbesc? Despre autoritățile școlare, inspectorat. Era ca și acum. Inspectorii veneau, plecau, rămâneai singur cu conștiința ta. Puteai să ieși bine la inspecție, puteai să ieși prost, că așa se întâmplă, dar în rest stăteam și cu conștiința noastră ascultam iarăși cuvintele bătrânului Danilă. Cât stați în școala asta, să nu vă bateți joc de copiii acestui sat. Ăsta este mesajul transmis de el, cei mai în vârstă, știți de el. Și zic eu că nu ne-am bătut joc. Nu mi-e frică să o recunosc și să spună cineva acum să scoale în picioare și să spună, ba da, v-ați bătut joc. Nu, nu. Am curajul să spun treaba asta, chiar în cadrul acesta, unde a minți e un pic cam periculos. Și despre alt tip de autorități, despre autoritățile locale, despre care se spunea micii tirani locali. Ei, despre oamenii aceștia de aici, din sat, de la comuna Horia, nu pot să spun lucruri urâte. Sau cel puțin din relația mea cu ei. Nu s-a întâmplat vreodată să-mi facă rău. Erau oameni onești, hai să zicem, își vedeau de lungul nasului, într-un termen așa mai popular, și ne ajutau atât cât se putea ajuta la vremea respectivă o școală, privind adusul lemnelor, curățenia și cei mai în vârstă știți că Mircea Gheorghe vă mobiliza și în ajunul deschiderii anului școlar, când nu aveam încă curățenia terminată, erau vreo 40 de zugravi din Cotu Vameș, făceau o clac în curtea școlii, puneau o damigeană cu vin în mijlocul curții,
și toți cu pompele lor văruiau școala cam superficial, că se poșcovea, nu este motiv, dar la 15 septembrie nu s-a nimerit vreodată să nu fie școala curată. De asemenea, un contabil șef, cum era Vasile Agache, avea umor, ne dădea curaj deseori. Țin minte, erau niște alegeri de deputați și un activist zelos de la municipiu tremura tot că vine primul secretar al partidului la Piatra Neamț și aranja covoarele. Și Vasile Agache mergea și trăgea covorul pe ascuns și ăla turba, nu știa cine trage covorul. Deci erau oameni care, v-am spus, au trăit epoca aceea în mod diferit. A fost unii care trăiau stresant în momentul, ceilalți, ca Vasile, degajați cu umor, se putea trece și peste momentele acestea. Și acum vorbim despre ceea ce mi-a fost mie cel mai drag în satul acesta, a fost elevii. Am avut parte de elevi care meritau profesori buni. Este meritul lor, al fondului genetic cu care i-a înzestrat Dumnezeu și erau dorniși să învețe. Pentru copiii de astăzi, dacă vreți să depune o mărturie, oamenii aceștia care toți s-au realizat, indiferent că sunt unii profesori universitari, că alții locuiesc aici în sat, dar sunt oameni deosebiți, iar eu îi țin minte, cum să spun, așa cum arătau atunci, copii excepționali, unii au prins trenul și au urcat mai departe, alții dintre cei mai modești au dat peste noroc și au urcat și ei, alții au rămas pe loc, dar satul arată așa cum arată datorită celor rămași aici. Deci toți erau deosebiți. Și pentru că poate eram pregătit să dau mai multe exemple, dar deja m-am întins. Aveam o elevă în clasa a șaptea care după ce a câștigat un concurs pentru o expediție pionerească și au primit o excursie în Bulgaria, domnul profesor Cărare este iarăși martor aici, copilul acela în clasa a șaptea, cu franceza făcută aici în sat, era translator în excursie în relație cu ghidul bulgar. E vorba de Lica Pascalu. Câți copii dintre aceștia n-au... sau îmi aduc aminte de o altă întâmplare. Copiii aceștia ne-au ajutat să ne dăm inspecții de gradul 1, de gradul 2. Au răspuns teribil. Și acum îl văd pe Florin Zanfiroi, acum este doctor pe undeva. Știu că era blondus și venise o comisie de la Universitatea din Iași și Florin își pusese mânuțile la spate și vorbea liber, ținea un discurs. I-a lăsat praf pe aia. Cum un copil de clasa 5-a putea să vorbească atât de coerent și atât de la obiect. Era iarăși un exemplu. Încât, a doua zi, aceeași comisie a făcut o inspecție în oraș unui coleg și l-a picat pe colegul acela pentru că era amintirea prea proaspătă a nivelului foarte ridicat al copiilor de la școală de aici. Și profesorul acela, la vremea aceea, mai era și asta când nu se lua gradul. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte de acești copii. Niciodată nu m-am simțit dornic să plec de aici. Colegii mei erau, cum v-am spus, arătau bine. Copiii dornici de învățare. Ce-ți mai trebuie? Și o să vă vorbesc despre școala comunistă
în partea ei rea. Lucrul cel mai rău trăit de noi profesorii, și nu numai de aici din sat, ci și din altă parte, este că a trebuit să facem munca altora. Ore numeroase de trecute inutil, prin ședințe, prin pe câmpuri, la cules... Recensământ. Da, recensământul animalilor. Eram buni la toate. Orele acelea puteau fi valorificate din altă perspectivă, la un alt nivel și ar fi fost mult mai bine. De aceea despre ele nu voi vorbi și doar cu caracter de anecdotă o să vă spun câteva întâmplări hazlii. Era înainte de Congresul al 14-lea, urma să vină Revoluția în decembrie și eu predam școala succesorului meu și făceam curățenie și tante Marița Boieru freca portretul lui Nicolae Ceaușescu în cancelarie. Și scuipa și apoi cu cărpa, ce faci, tante Marița? Și iată un gest de opozant al regimului, tante Marița scuipându-l pe Ceaușescu. O făcea, bineînțeles, involuntar, dar era frumos. Sau era politica aceea de primire în partid a clasei muncitoare și a țărănimii muncitoare, a oamenilor mai simpli. Și tot la școală găsiseră o femeie de serviciu, tante Anuța Baciu, Dumnezeu să ierte, simpatică tare, și când a venit comisia aceea, a întrebat, dar câte clase ai? Și a zis, 4 și cancelarea. Ce era când avea sectorul din curățenie. Deci, n-am fost o generație de oameni încrâncenați, n-am fost speriați, am rezistat prin prietenie, prin bună pregătire profesională, prin respectul celor din jur și cred că i-am învățat pe copiii noștri un lucru esențial și cei care vă mai aduceți aminte, în școala cu cancelarea, dincolo de toate pozele acelea cu articole politice și celelalte, era un panou mare pe care scria, când intrai în școală, scria. Important nu este de a învăța, ci de a adăuga ceva la ceea ce ai învățat. Vii la școală ca să mai adaugi, vii ca să înveți. Iar la amiază, când plecau acasă, pe peretele celălalt scria orice ți se poate lua pe lumea asta, în afară de ce ai învățat și ai văzut. Au luat în școala în sat
la liceul Romodă și trebuie să spun că au fost foarte puțini copii de mediul rural care de aceea reușeau să pătrundă în liceu. În această familie au mai existat doi, să spunem, fii ai familiei, Vladea și Alexandru, care au urmat gimnaziul la Romodă, așa se vrea înainte de 1918, un inginer sete și celălalt agronom. Și de altfel, acești unchi ai domnului profesor Nicolae l-au și ajutat, după aceea să-și continue studiile universitare, pentru că dacă era greu să faci o școală de oraș, era poate mai greu să urmezi la facultate. A fost ajutat de bunica sa, Smarana, de Mășel, soția lui Gheorghe Preperat, așa cum se zice, un însemnăr de învățătorului Corban. Bunica sa, practic, din vânzarea laptelui, cum făceau foarte multe femei din Cotu și care aprovizionau satul cu orașul care produse lactate, din vânzarea laptelui i-a plătit lucrurile care îl trecea și l-a ducea în oraș și l-a păstrat cu fie amintire. Bunicii s-a îngrijit de mormântul ei, că de altfel de mormintele părinților și ale familiei. A format cursurile liceului Romavod între 1920 1928, iar în monografia primată liceului de către profesorul Nicolae Stețcu am găsit ca fiind absolvent al promoției 1930, la nicio discordanță, și din cei 350 de elevi, atât terminau atunci la Roma Modă, sunt remarcate doar, sunt remarcați trei elevi, unul dintre ei a fost inginer chimist și a ajuns chiar ministrul Regimului Comunist, un alt cercetător la Institutul de Arheologie Xenopol, nu știu dacă se mai spune acum numele lui, și printre ei, bineînțeles, profesorul de mai târziu și istoricul Nicolae Gheorghiș. După absolvirea liceului Roman Vodă, au urmat cursurile universitare între 1934 și 1937, fiind ajutat, vă spuneam, și de unchii săi, și a terminat, a absolvit facultatea, Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Iași și și-a dat licența în istorie, specializarea istoria românilor în 1937. Iar în anul următor a absolvit și un seminar pedagogic în universitate, care i-a dat posibilitatea să urmeze în învățământ. Și în 1938 predă în învățământ preuniversitar la trei licee, Liceul Militar, Liceul Copernician și Național, astăzi din Iași, iar din 1939, practic, are o carieră în învățământul universitar. Am să scriu așa câteva din funcțiile sale didactice, secretar al Seminarului de Istoria Românilor, secretar de redacție la revista Cercetări Istorice, ambele coordonate de profesorul care a fost și mentor și în următor și l-a ajutat, profesorul Ilie Mina, de altfel în facultate a audiat cursul de normal profesor Gheorghe Plăteanu, era profesor de la filozofie, a audiat și cursul de filozofie și la facultatea de drept. Apoi, asistent la Catedra de Istorie a Românilor în 1940, în acest an și-a susținut și doctoratul cu o lucrare despre întregătorii târgurilor moldovene și până la regulamentul organic. Da, asta poate să nu de chestiuni, de specialitate, dar pe care cu siguranță domnul profesor Cristin și aici le recunosc. În 1943, șef de lucrări la Institutul de Istorie Națională al Xenopol și conferențiar la Facultatea de Drept, ați susținut și acolo un curs, 47, conducător de seminar la Facultatea de Istorie, Catedra de Istorie a Românilor. Aici a susținut și un curs despre Ștefan cel Mare și după mulți ani s-a concretizat într-o carte dedicată cu cei Ștefan cel Mare, intitulată Moldova lui Ștefan cel Mare. Anul 1951 a fost un an dificil pentru domnul profesor și pentru familia sa. S-a căsătorit între timp, soția sa Aurica, au și o fică, Rodica, care am înțeles că este astăzi în Serbia, s-a căsătorit un inginer sârb. Un an greu pentru că a fost arestat, știți că erau anii cei cumpliți, când securitatea a decimat o întreagă elită. Din fericire pentru domnul profesor, nu a ajuns să fie deținut în închisoarele politice ale regimului de atunci,
Deci anul acesta a fost dat afară de facultate, din funcțiile sale în universitate, dar a fost reîncadrat în 1951 la 1952, mă scuzați, care fiind științific la filiala Academiei din Iași, Academie Română, și tot aici ca cercetător apoi la aceeași, la secția de istorie a filialei Academiei, care a devenit după aceea Institutul de Astăzi, Institutul de Istorie și Arheologie Alexandru din Iași. Aici a activat până în 1977, când a ieșit la pensie și în ultimii 10 ani a fost șef de șeful secției de istorie medie, domnul din marii medie pe și de școli istorice de la Iași. Câte ceva despre activitatea sa științifică, a scris 12 cărți, 125 de studii și de articole de specialitate și de popularizare. Pe trei direcții principale s-a ocupat de instituțiile statului medieval, de istoria social-economică și aici aș marca cartea sa Instituții feudale de Moldova, organizarea de stat până la mijlocul secolului al XVIII-lea, care a primit un premiu al Academiei de atunci, al Republicii Socialiste România, cum se numea atunci. Și o altă direcție, istoria politică a Moldovei, și aici a consacrat cărți Ștefan cel Mare, am amintit deja de lucrare, lui Bogdan al III-lea, fiului Ștefan, Țara Românească, am urmărit până la Ștefan cel Mare, vă spuneam că tânăria a fost un mare medievist. Și o altă direcție, cea a cercetărilor destinate culturii, istoriei culturii și artei moldovenești, cărți mai importante dedicate Mănăstirii Cetățuia, Bisericii Trei Erari din Iași, Curtea Domnească din Curtea și Biserica Domnească din Iași. Și a fost o altă carte împreună cu profesorul Ioan Caproș, Biserici și Mănăstiri Vechi din Moldova. Și de asemenea a fost colaborator într-o echipă mare de cercetători ai Institutului de Arhivă Xenopol, care au editat 11 volume de documente din seria A, dedicate Moldovei, toate documentele interne până la 1625 din Moldova. Deci o activitate științifică vastă și foarte valoroasă. Cam atât am să spun despre opera sa. A fost, acum, să închei spunând așa despre omul Nicoraș, Nicolae Nicoraș. Aceste informații le-am aflat de la depoatele sale, de la Rodica și la Maura, și vă mulțumesc încă o dată, pentru că într-o după amiază am primit cu mare plăcere și cu ospitalitate în casa lor și m-au povestit multe. Un om foarte cald, foarte bun, foarte generos, care și-a ajutat întotdeauna familia și consătenii. Până să iasă la pensie, s-a și îmbolnăvit, a venit deseori în sat. Nu privea pe nimeni de sus, era foarte modest, nu trata pe nimeni de la înălțimea, eu știu, rangurilor sale universitare. Foarte natural, vorbea cu toți oamenii din sat, îi întreba și amintea despre ei, i-a ajutat pe foarte mulți, oricine, nu doar familia sau oricine a venit la el, a fost în Iași, dar i-a ajutat la fel și soția domnului sale, doamna Aminta, femeie deosebită care a fost la un sfârșit tragic. N-a reușit să scrie o monografie a satului, așa cum și-a propus, că am citit în sătările învățătorului Vasile Forman, poate ce mai mulți dintre noi era amintiți, și spunea învățător că era preocupat de o monografie a satului, dar a făcut studii importante despre satul său, în arhivele episcopiei, în alte documente și amintesc că aici doar un articol dedicat primului învățător și preot al satului Cotu Vameș, figuri din viața bisericească a Moldovei, preotul Vasile Focșo, un articol care a apărut în revista Mitropoliei Moldovei și Sucevii din 1961. În acest articol a scris despre istoricul localității, despre școală, despre biserică și, bineînțeles, despre învățătorul Vasile Focșo. În sat aici a îngrijit de mormintele bunicii sale, a părinților, bunica care l-a ținut în școală și tot aici și-a pregătit locul de veci. Aici au venit strămoșițele sale, cimitir,
Chirul Salului, pentru că și-a dorit să fie mormântat aici și nu, și nu la Iași. Și cred că fiind mare personalitatea satului, trebuie să fie cultivată memoria. Că noi avem talentul ăsta să ne amintim numai după ce oamenii valoroși trec dincolo și uităm. Nu știu, poate o sugestie, nu mi-aș permite eu la oficialitățile să dea numele unui străzi din sat, după numele său, cred că ar merita. Și în calitatea mea de profesoară la Colegiul Română, împreună cu Părintele Palade, putem să-i sugerăm conducerii doamnei directoare sau cândva se va putea, atunci când va fi cazul de a se înființa un cabinet de istorie în școală, în urmă pe colegiul care merge în renovat, în urmă de 2 ani, acest cabinet să se numească tot Nicolae Nicoraș, pentru că a fost elev al acestui liceu și a fost unul din cei mai străluciți elevi ai liceului. Eu vă mulțumesc Părintelui Palade pentru invitație. Mulțumesc doamnelor Pica și doamnelor Olga pentru că m-am primit și m-am dat atâtea informații importante despre omul Nicoraș, Nicolae Nicoraș, și vă mulțumesc și noastră pentru răbdare. Vă doresc multă sănătate și nu vreau să închid. Eu chiar dacă nu are legătură cu tema, eu am fost și dirigenta două vice ale satului, și trebuie să mă mândriți cu ele, poate cine știe cu aminte și ele, să sperăm măcar, dar un profesor, Ioana Constantin, care a luat prima medie la bacalaureat de liceu, și Grosu. Alexandra Grosu, care a fost șefa de promoție la Roma Vodă, dar cu felul uman. Așa că, în continuare, se ridică fiei satului și pentru copilașul e un exemplu, să le urmeze și să auzim și de alte lume mari. Minunile pe care le-a făcut în această biserică. Tot ceea ce vedem noi aici, parcă e făcută de mână anume pusă să zidească pe un loc nefolosit, pe un loc care stătea degeaba, una din cele mai frumoase capodopere. M-am uitat, am văzut nu sute, mii de biserici, și în țară și în afară, și aceasta este una care mi-a intrat la inimă. Nu că ar fi Părintele Palade din sat cu mine și eu din sat cu domnia sa, dar este adevărat că omul sfințește locul. Și a avut harul acesta să sfințească locul și îl duce până la sfârșit, că nu mai are mult de lucru. Și după aia își face și dumnealui, cum se cheamă, concediu și vacanțele. Am venit la dumneavoastră cu gânduri bune, în sensul că mi s-a dat o temă care nu că este grea, este și pretențioasă. Am spus că mă refer la Valea Siretului Mijlociu, care a fost cercetat de doi cercetători. Doctor în știință. Unul este doamna Elena Florescu, care a scris Portul Popular din zona Neamț și care ocupă și zona romanului care intră în Siretul Mijlociu. Nu întâmplător, pe acest doctor în știință, înființări de muzee, participări în străinătate și am dat și eu și mai în biblioteca mea, așa mai pe la început, și am dat de zona etnografică Bacău. Aceasta, cartea scrisă de mine, în perioada comunismului, când mi s-a spus să nu scriu cuvântul aghiazmă, este scoasă în 1987 la editura Sporturism București și este mai puțin frumoasă de cartea sufletului meu, zona etnografică Trotuș, de care am scris-o în 1972, una din cărțile minunate din Valea Trotuș. Dar am căutat să scot din această Valea Siretului un loc
habitabil, în care se poate locui. Și portul este foarte pretențios, dar în același timp duce mai departe o ștafetă, o ștafetă începută. Aș vrea să vă spun că am studiat și din punct de vedere arheologic și din punct de vedere istoric și de un punct de vedere cum ne reprezintă pe noi acest port popular și am găsit elemente deosebit interesante. Dacă vreți primele elemente despre portul pe pământul acesta sunt din epoca neolitică. Cine credeți că apar? Niște domnițe subțiri și lungi, idoli neolitici, care sunt, au câte o bucată de un desen făcut pe trup. Astea sunt primele elemente de acum 5.000 de ani asupra portului din această parte. Și Neamțul are, și Bacău are, la Cotul, stațiuni neolitice. Neamțul și Iașu, cultura cu puteni este plină de acestea. Dar trecem peste asta și ajungem în perioada dacică. Ce credeți că am găsit și am și scris și am și duplicat în același timp? Că pe metodele de la Adam Hristi, traiam după ce ne-a bătut bine și și-a luat tot ce-a avut de aici, am pus să se vedească trofeul Traian. Un monument excepțional. Am urmărit pe acest monument, nu numai eu, dar m-am pus să mă public acolo, că acest monument apare Ia Dacică. Ia creată la cât? O femeie cu această Ia ține în brață un prun, care și el avea cămașa rotundă la David. Asta, dar nu eu ne vedeam, pentru că pe altă metodă am găsit gluga ciobănească. Știți ce este? Se pune pe cap, voi se lasă jos surțurii, că acolo trece apa și se scurge. Iar pe columna lui Traian, altă operă magistrală, au apărut acești turcuri. Deci asta iarăși un element de port dacic, 2000 de ani. Nu-i de ajuns, vrem mergi puțin și la gramatică, la literatură, la gramatică, la structura limbii. Și am găsit, drag, in. Inul și câineva au fost conform lui Tacitus, că au fost cultivate pe pământul dacic. Clar, treaba se întâmplau, le dădea la ghile, le țărea afară să le gerească și le făceau arme. Pe aceste inul respectiv, linu, așa îi spunea, și ia inia. Iată, combinăm lucrurile și vedem că fiecare există și ie, și in. Cu cele două elemente, cel sculptat și cu acesta, linguistic, am mers la Academia Română, am fost invitat și am vorbit despre Ia Motomenească și au rămas impresionați. Dar, întrebându-l pe părintele, bine părintele, dar aveți avut și populație catolică? Nu mai este, s-a dus. Am avut. Ați avut. Nu am avut. Nu. Nici într-o localitate. Zonă. Da. Ne am lăsat de cercetați, împreună cu doamna mea, profesora Echi, am scris o carte, Catolicii Moldoveni, studiul de etnologie, care a apărut în anul 2002, pe când prietenii noștri unguri din Transilvania, deputați și senatori, ne-au făcut o vâlvătaie, o flacără mare antiromânească la Cleja. Poate și dumneavoastră aminte. Atunci am prezentat la Academia Română din București, am prezentat această carte la care președintele Academiei m-a felicitat și m-a întrebat dacă doamna mea este critic de artă. Zic, nu, e profesoară de limba și literatura franceză. Deci că aceasta ar fi introducerea. Domnul, este greu să... Cărțele v-a spus că sunt color, cel al bun, că este greu să îmi explici pe o poză, pe o carte și să le arăți la tot, dar e invit cu ocazia aceasta. Paula. Un băiat de acolo. Paula și tu. Paula, de acolo. Luisa. Lăsați că iese Paula, iese deja. Nu are cum aș fiu identic. Domnul Ionică, stai acolo în bancă. Am
M-am gândit să nu vorbesc în afară problemei și care va aici în contact să fie femeia lui. Așa s-ar fi ce. Adică doi tineri îmbrăcați în costumele deosebire. Este mare de la costumele din timpul luptei de mult și la costumele acestea, dar se păstrează câteva elemente. Și stimat auditorul și stimați colegi și prieteni, vreau să vă spun că toată lumea vorbește despre portul popular, toată lumea știe portul popular. E foarte bine. Numai că în elementele acestea de port popular, două lucruri sunt esențiale. Morfologia costumului, adică croiul costumului, ăla spune, băi, e vechi sau nu e vechi? Sau e luat de la roman, de la țigan, de la, nu știu, de la turci sau nu? Nu. Avem elemente de croitorie. Dar cine făceau? Că nu aveam croitorie în sat. Fiecare femeie în sat, în familia lui, își făcea... Niște sisteme heraldice, știu. Hai, își făceau haine la copii și la oamenii maturi. Și nu de la acești tineri, care sunt și frumusei și sunt și îmbrăcați ca lumea, o să mă opresc cât de puțin la ele. Și aș spun așa, o să un bărbătesc, că e bărbatul. Și eu. Deci costumul bărbătesc este format de la această bundiță. Nu se purta în țara aceasta bundiță de genul ăsta. O purta numai fetele, uite, fata nu are bundiță. Și asta uite, bine, bine, uite, domn profesor, mai avem aici doi perechi. Da, da, oricum să stea, să stea. Mai tine. Așa. Stai acolo. Deci, bărbatul purta pieptat. Adică fără mâine și aici neîncheiat, nedescheiat. Întrebați de ce? Ei, ăla era, în primul rând, a fost primul scut al luptătorului din pe pământul românesc. Că săgeata nu intra într-o piele din tăbăcită cu blană ea. Se oprea de acolo, nu intra. Deci asta ar fi ură. De asemenea, avem cămașa. Frumoasă, e făcută cu flori, cu zonurile. Astea sunt de la ora și din alte lume. În lumea de demult, cămașa era cu bulerul drept. Iar croiul era cu mâneci larg, e bine, până aici e bine. Ornamentele erau altele, erau geometrice și nu de culoare roșu, ci erau culoarele estompate de, din plante, coste din plante, coloritul vegetal. Ițarii nu sunt crezi. Deci se purtau aici în zonă, această parte a Senetului, se purtau ițarii crezi. Bine, dar sunt oricum singur în Grecia. Foarte ciudat. Am găsit în comuna Glăbănești, am scris o carte despre monografia comunului Glăbănești, dar ițarii nu este de 2 metri jumate. E făcut să e un crezit pe picior, deci a făcut armonică. Haideți ca să mă înțelegi. Și aia pe timp de iarnă, când ducea ciobanul cu oile sau așa, nu merge, nu ajungea zăpada la picior, nu se udau, pentru că aia erau izolatori. Cum erau noi, foarte de economie, dintr-o pată, dintr-o bucată de pânză special de sută, se făcea un crac. Din alt crac, un clin ca să aibă lărgime în partea zonei și o pavă. Pava era partea de spate. Asta era. De ce? Sunt interesat cu acești țari, care vedem credit și la ei. Ei erau dați la pivă. Am avut pive de sumani în zonă, în sală, unde vă spuneți, pivă de bătut sumani. Toată România, toată Moldova și țara românească e plină de pive de sumani, care venea acolo și cu niște ciocare ieșea și țineau foarte mult. Când spunem de sumani, de țari, spunem și de sumani. De iarnă, nu e cazul. Nu avem un exemplar aici. Dar suman am purtat în 1956, când m-am dus la liceu la Urlan, la liceu Codreanu, acolo am făcut, așa și m-am plecat că era fric de la mine din Căvești și până la acolo era 20 de kilometri. Și atunci am purtat asta cu căciula pe cap și am ajuns și la căciula. Căciula în zonă este de formă rotundă, scuiată și pe o parte, așa. Asta este. Că acum le-au luat de la oraș altul, mai rămâne de discutat. Deci, n-am ajuns.
Pinker, nu? Că așa erau modelele înainte. Deci aveam o pinci, o pinca la român, a fost un studiu făcut de domnul profesor Florea Bobu Florescu. S-a dus, nu mai este. Dar a studiat toate elementele acestea dacice pe care se întâlnesc acum. Cam am terminat, da? Mai avem un grâu. Interesant de văzut și de luat în grâu, că acest grâu împarte corpul omenesc în două. Ca două triunghiuri cap în cap. Aici îl adună și jos îl lasă în continuare. Jos se duce fustanela, cam așa este cu fustă. Asta nu e cu fustă, nu? E numai dintr-o bucată, e cămășuit. Așa-i spune, cămășuit. Asta e cu fustă, era de cicomașa cu fustă, din două bucăți de sărbătoare. Și ca asta am terminat. A bine pune și de cap că ce l-am pus, ce-o lungă, ce-o mănească și de-a rost. Mergem la domnișoara. Haideți, domnișoara, veniți aici să facem ce... La domnișoara e... Are ia. Am spus despre originea ei, fără discuție, numai că asta e o mășelească. E făcută, e picuită, e făcut de cine făcut. Nu l-o trebuie. Da. La urmă, tu sunteți frumos aici, să pune și un pic de sclipici, ca să sclipească și fata mai bine, așa să... Costumul femeiesc. Avem costume de fată, de fată, nu e nici de la urmă. Deci o prișoară care e și la urmă. Aici, la deci, asta e costumul de... de fată care a ieșit la oră, nu mai urmează costumul de mireasă. Mai zic, și mireasă. Ai expus, oară, oară, cu sclipici mult, cu suturași de aia metalici. Și de la... Deci asta e cămașa. Este caprița, nu știu cum se spune, este tot în mod numai caprița. O formă de tunelare. Care iarăși este dacică, pentru că era un efort de ușor de mâncat, cu o fășor după tine, frumiți cu petele. Aici petele au un rol important, iarăși formează sculptura organismului, sculptura formei. Adică talia aia se vede ca la piață, talia de piață, mă rog, se vede. Deci, partea de sus cu asta cu ie și nu mă despart încă, pentru că aici, pe urmă, se vede un ornament care îi spune altiță. Păi ce-o fi altiță? Asta m-am întrebat eu acum vreo 40 de ani în urmă. Așa? Ce-i cu altița asta? Păi despărțim cuvântul în silabe. Altiță, da? Adică femeia folosea alte iți când face altița aici. Alte iți, da? Bun. Ce se întâmplă? De ce om? De ce? Foarte bine partea de mâncă unei creață cu mâneca. Mâneca este lungă, largă și altița are scop apotropaie. Ce înseamnă apotropaie? De apăzi împotriva relelor din cer, relelor de sus care cad, nu din cer neapărat, cerul ăla biblic, care cad peste oameni și atunci asta trebuie apărat. Tot la fel cum pe cap, fata, nu l-am foarte frumos fără cum îl vedeți, că după ce o să meargă, o să se căsătorească în noaptea nunții, în noaptea nunții va avea pe cap o patistă, un ștergar special care înlocuia maramă. Ce e cu acel ștergar? Păi, domnitorul Odovei spune în descripție Moldavie că femeile nu trebuie să poarte capul descoperit, ci numai fetele au voie să poarte capul. De ce să nu poarte? Pentru că e mare păcat să descopere femeia căsătorită părul, să-i se vadă părul, scrie la carte. Nu-i de la mine asta. Și am ajuns în picioare, se purta copici. Da, la mijloc bata bunețul sau grâul. Da, păi grâul și la voi. La voi sunt cam colorate așa. Dar nu vă stăm și
Deci am reușit, de fapt, pe fiu să înțelegeți ce înseamnă, deci, un costum. Se vorbește despre ei, toată lumea e cu ei. Le-au pus la bărbații, îmbrăcat bărbații în ei. Ați mai pomenit așa ceva? Uitați-vă la televizor, le-au pus aici câte o bandă de colorată, i-a pus pe fiu și i-a făcut și pe ei. Ce ai? Nu se poate așa ceva. Eu așa cu totul interzis. Am terminat cu acest capitol. Ce să, e mult de spus sub doamnele, cu... Ce purtau bărbați la rând? Aveau vreun motiv floral? Ce mai... Floral? Avea o legătură ia cu ceea ce purtau bărbații? Cam așa nu, bărbații? Nu, dar nu s-a pomenit așa ceva. Nu se purta ei. Bărbații nu purtau ei. Purtau cămașă cu guler drept. Fără ornamente, sau foarte puține ornamente, cămașa era albă, pentru că la când mergeai la soare, acum asta trebuia să fie alb. Pălăria pe cap, pe paie, care să nu te ferească de căldură. De ce astea sunt de... timp atunci să citesc cărți de povești care m-au ajutat să
cel între bine și rău și să-mi aduc în suflet cantitatea necesară de cunoaștere. Însă când ajungem la maturitate, bucuria clipei, expresivitatea și nebunia dispar, zâmbim și râdem cu reținere, încercăm să afișăm o mină serioasă, ne dorim să fim etichetați ridicul. Țin minte și acum, când am ajuns la această vârstă, când am uitat să râd ca atunci. Și tot atunci am țin minte când am început să-mi regândesc scrisul și să fac o scriere caligrafică. Și tot atunci am început să privesc cu mai multă atenție la lumea din jur. Străzile, s-a vorbit aici străzi, străzile au amintiri, la fel cum puntea care trece peste Moldova, e un element de legătură. Moldova nu desparte. Moldova unește, a unit întotdeauna lumea satului cu lumea târgului. Târgul era un târg pe vremea Cotulului. Eu mi-am petrecut copilăria în mare parte pe gardul de Nuiele, care ulterior a fost înlocuit cu scânduri și alte ori, altă dată cu fier, ultima dată. Cineva zice, băi, pune asta pe... De ce? Dar de ce? Păi să vadă lumea și să se poată preocupa mai bine și în același timp să vadă și lumea. Oare fi rău? Oare fi bine? Eu am un frică aici și mă mai inspir de vedea. Moldova aceasta e rândulă și serietul, sigur. De fapt, aici a fost zona dacilor limpede și am impresia că noi ținem ceva din vâna aceasta, ADN-ul acestor daci liberi. Pentru că prin anii 50, Bădeacu Stică Troșcă, atenție la mine, Bădeacu Stică. În cartea aceasta, Bădeacu Stică, sare cu eleganță câteva perioade foarte importante. N-am știut că îl suspectez din urmă. Perioada 52-70 nu apare în cartea asta și foarte rău el ca istoric trebuie să găsească documente. A dispărut pe de aici învățătorul Grigoraș, învățătorul Georgescu. Și mai e încă ceva. Dar sunt convins că o să-i dea Dumnezeu putere să găsească soluții. Gardul de Nuiele nu mai este, au rămas amintirile. Oamenii satului. Sigur că păstrăm în amintire numele preoților și chipul preoților și a dascălilor și a ajutoarelor. Eu aud din grădină și astăzi îmi cer scuze părintelui Doru, că ascultam cu evlavie din grădină cântarea lui. E extraordinar, e extraordinar. Nu știam, vedeam că are un dascăl care cânta așa frumos. Dar acolo era dâns. Și m-a invitat să mai mă duc și pe la biserică, sunt în parafia lui. Mi-aduc aminte că prima întrebare pe care m-a pus-o, mi-a pus-o odată la o pomenire, parcă, de ce sunt bogați oamenii de aici? Da, cred. Sunt foarte bogați. Pentru că ei au moștenit acest meșteșug al chiverdiselii din familie. Ei știu să facă, nu? Așa cum spune părintele Sfântul Ioan Gură de Aur, într-un sat pot să fie oameni foarte bogați și oameni de meseriași. Care e cel mai bogat? Cel care știe să facă lucruri. Deci sunt foarte bogați sufletește și cu dorința de apropiere și de deschidere mare. Preotul Vasile Focșă, preotul așa lăudat de Melchisedec, preotul Iorga, Nicolae Davidescu, Teodor Davidescu, ce grădină frumoasă avea părintele acolo când mă trimitea mama, zice, ia
Da, era o formă de aristică. Părintele Domnul Teamenescu era cel mai longeviv. Am aflat ulterior când m-am informat că familia aceasta a avut de tras mult în anii aceia. Și bădie Costica e mult de căutat în perioada aceea când volgele circulau prin sat și ne întrebau și pe părinții noștri, desigur. Era vremea cotelor, era cu tovărășirea, cu chemarea în colectiv, iar noi copiii am resimțit toate astea și am purtat această povară, această raichiună, într-un fel, multă vreme. Poate mergând mai des la biserică și spovedindu-ne, mai des să mai scăpăm de asta. Sigur că au suferit foarte mult. Părintele Antoace, a venit aici. Am descoperit că a suferit și dosul foarte mult. Dar nu s-a lăsat și ca și satul Cotovaru și este o... I-am spus că părintele este o căminie de preoți. Foarte mulți părinți, până și creștință, toată seara, dar la Piatra Neamț este fratele meu, prietenul al meu, care de păcate a venit mai de mult. Toponimele sunt extraordinar interesante, descoperirea trecutului sale. Dacă istoricii s-ar vizui pe aceste nume de locuri, ar descoperi mai repede adevărul Siliște, satul Siliște. Un frate de-al meu vine un pământ acolo, Siliște, de ce știu, dacă ar să va acolo, ar găsi ciobor și cine să-l intereseze. După aia, cele lungi, baltă, foarte interesant. De fapt, fiii satului sunt născuți de dragoste dintre Moldova și Siret. De-aia ei sunt jucăuși, buni de glumă, buni la glumă, buni la treabă. Să vă povestesc ceva de Baba Suță. Vedea cu noaptea în cap și striga, hai băi, scolul, dă-o neamul de parte și merge să treacă. Dar știți de ce? Cred eu am descoperit mai târziu, că era o femeie banală și sărmană și vedea la mama să mănânce niște omenică cu lapte, nu mai avea ce mânca. Și asta, cred, era adevărul ăsta la născut. Dar noi, sigur, imediat eram drept și nu așteptam să când ne cânte cu barbelesc. Noi am povestit cu miezul nostru, de răutate. Dar să mai povestesc o chestie tare interesantă care e accidentă de Ion Rebreanu. Erau trei frați la părinți și a venit vremea sănsoare cea mare. Avea o iubită, o chema Crăciun. Am auzit că e bine, acum, pe așa, trăiește. Au făcut și poze împreună. Dar unul din unchii acestui, un bunic, un unchi, mai așa, de demult, e vorba de Zanfira Stăpânoaia. Ea avea copil cam gospodar, dar mergea la furat de lemn. Și a furat la zăcură, să vină curăță. Și unchi Țimuș, care era pădurat, zice, bă, te-am venit să faci pușcărie. Păi, bănire, cum? Păi, dacă... Stăpânul avea vreo 2 hectare. Și într-o sat. De la Asaș până la Moara, asta era sat. Deci, mi-a dat seama de... Și zice, dacă nu dai mie, părinte, pământul ăla de peste drum, băia tot îmi face pușcărie. O așa. Era medicul satului, cu așa. Zice, băi, vedeam ce să faci, nu-ți dau. Și i-a dat pământul lui Ion Țimuș, care era pădurat. Eu am prins și eu pădurea de sat când de pe Cezar Polian. Hai că l-am urmărizat. Și vrednică, fiica lui Zancira, așa. Aș
așa de mult s-a supărat, că a vrut să-i dea feciorul cel mare pentru fata sa, bunicilor, de 4 milioane la bani, ca să pună mâna pe bunicul. Și a pus mâna pentru că l-a vrut prietenit de pe băiat cu un hectar să pună fie acolo. Asta e viața de Cotu Vameș. Ingeniozitate maximă. Am citit în cartea
celebri din sat. Am auzit de omul acela, este ambasador. Da, îl chema Mucea și a schimbat numele Mircea. Dar aș vrea să-l văd, că sunt deosebit, probabil. Cu ocazia asta vreau să vă spun că ambasadorul României la New Delhi, când zice, când am avut festivalul Eminescu la New Delhi, la Universitatea de New Delhi și sărbătoarea Mărțișor, Petre, domnul profesor, am asistat la examenul studenților mei. Dumneavoastră ați făcut un film un ambasador foarte bun. Faceți mai mult decât am făcut eu. Zic, da, domnul ambasador, dacă aduceam și niște vin de la Fotocamuș, eram cel mai convingător. Și să vă zic că, că am adus un student indian la Cotu Vameș. Și am venit la poartă, a intrat în casă, nu era ce făcuse de acolo. Și zice, să, așa s-a făcut dumneavoastră, domnul părinților, aici am gris, aici e extraordinar. E într-adevăr extraordinar lucrul acesta. Aici am crescut și aici și de aici vor pleca și ceilalți. Cu toată povestia, cu toată smerenia, vă mulțumesc pentru atenție. Și am venit aici și am auzit, parafrazându-se minunatele amintiri din copilărie ale lui Creandă, nu știu alții cum sunt, dar eu mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Cotu Vameș și la prechiciul Sovei, unde lega bunica, mama, ușoara, bunătucei, decrăpau ucățele câinii sau alte animale sau alte jivine, jucându-se cu ei. Mă cuprinde nostalgia, la fel ca în brioșele sau ca în gogoșile lui Marcel Proust. Totodată, nu vreau să-l acuz pe distinsul un profesor antevoritor de malițiozitate, când Amaia din Iaule îmi spunea că i-am adresat o întrebare la numai 3 săptămâni după ce am ajuns aici în sat. L-am întrebat, care e cea mai mare bogăție a rutenilor, domn profesor? A tras focul de la turta sau a tras focul la turta sau la vor la voi, spunând că cât de bogați sunt locuitorii din Cotu Vameș. Cam același lucru, același lucru m-am referit. Vreau să-l prind în cuvânt eu, un copil care avea nici ea mustața pe la barbă sau pe față. Domnul profesor, cu spiritul lui, cu vizul umoristic și cu înalta lui ținută intelectuală, mi-a răspuns în aceleași cuvinte cu care v-a edificat și pe dumneavoastră, că cea mai mare bogăție a celor de aici, a celor din Cotu Vameș, a celor de acasă și pentru mine, este bogăția spirituală. Pentru că un popor care nu-și cunoaște istoria, nu doar credința, vine de nicăieri, nu știe unde se află și merge către nicăieri. Dragii mei, spunea distinsul domnul profesor, care are o exegeză referitoare la costumele tradiționale. Domnul profesor spunea că aici, în sat, au fost două vatre strămoșești sau două sate, oarecum într-o lipit de episcopie, și nu-l contrazic pentru că am găsit în dintice, Maica de la Episcopie Cornelia mi-a arătat o însemnare foarte interesantă
este atestat documentară la Biserica din Cotu Vameș, la Bisericuța de Lemn, interioară bisericii construită în anul 1958, de vreme și de pomenire, preot și învățător. Vasile Foșan, el era de nume ecleziar Ioan, care slujea, ăsta era ecleziar în Catedrala Romanului, care odată la 3 săptămâni vinea și aici, în Cotu Vameș, probabil aici, în Cotu Vameș, pe domeniul sau în satul care se afla sub tutela episcopiei, era un metoc chiriarhal, un metoc al episcopiei, adică un schip, o biserică de lemn, unde venea acest ecleziar, pe nume Ioan. Și în biblice apar în cronicile Moldovei și Sucevei din anul 1963, dacă nu mă înșel, să fie cu iertare, părintele Macarie Ciolan, arhimandritul, tot fiul satului nostru, pe care trebuie și ținem să-l amintesc, îmi spunea cam așa, că după ecleziarhul Ioan sunt pomeniți preot Vasile, preot Costache, preot Nicolae, preot Toader, preot Constantin, preot Constantin și înainte de preotul Gheorghe, mai sunt numiți pentru o perioadă de numai 3 ani, un preot Aron și fiul său Ioan. Iar mai apoi preotul Gheorghe și cadascăl, mai recent sunt Gheorghe, Gheorghe, Constantin, Petre și Constantin Casian. Iar ca paraclisier, doamna Rodica, sunteți aici, Petru Constantin, Petru și Petru Constantin, Gheorghe și Nicolae, pe care cu nevrednicie, la care fiecare Sfântă Liturghie îi pomenesc în mod criminal. Dragii mei, nu vreau să monopolizez discursul pe mai mult de 50-60 de minute, pentru că deja a trecut foarte mult. Dar am venit și doamna Coca. Știam ce spune, da? Și mulțumesc pentru prezență. Doamna Coca, vă spune cu anticipație, pentru că numai peste 3 zile, dacă nu mă înșel, împliniți o frumoasă vârstă de 45 de ani. Da. Vreau să spun un lucru. Sunt onorat de această invitație și de gestul părintelui de a mă coopta acest eveniment și la sigur de toată prețuirea și recunoștința mea sinceră. Vreau ca dumneavoastră, celor care sunteți mai îngrizonați la păr decât mine, cei care conform poetului ați revenit acasă sau la prima dumneavoastră dragoste, vorba englezului, on revient toujours au premier accord, în franceză, bineînțeles. Ați revenit de fiecare dată la dragostea cea de întâi, școlii, la bisericii, a locurilor în care v-ați născut, ați crescut și de unde ați plecat peste meleagurile nevăltate. Și de fiecare dată când vă veți întoarce acasă, că veți schimba sau veți preschimba gardul de miele cu gardul de lemn sau gard de fier care v-ați rezistat peste generații și despre care vor vorbi poții și strălucoții dumneavoastră, noi, cele care vom face umbră acestui pământ, vom avea misiunea cea mai grea. Nu de a clădi case frumoase, cum spunea distinsul domnul învățător. Nu doar de a educa tinere generații, cum este în firescul lucrurilor, ci de a lăsa în urma noastră de la început, în întâlnirea noastră, m-am pregătit cu diferite și diferite cuvinte, dar după ce domnii curățiți profesori și-au exprimat și au declarat amintirile, dragoste față de Cotu Vameș și toate realizările și toată istoria Cotu Vameș și mie mi-au rămas puține de spus. Mai ales domnul părintele Mariodoru, dumnealui, a fost mai filozofic, mai profund. Și vă închipuiți că mi-e foarte greu să spun. Ce
eu aș veni în viitor, mai încoace, să ne uităm la istoria care se face în ochii noștri. Blăcașul acesta frumos, care este făcut cu dumneavoastră, cu toți locuitorii și, eu știu, numai din sat și din împrejurimi, ceva care va dăinui peste ani și ani, peste 5-6 de ani se va vorbi, este construită de Părintele Parol Paradei, împreună cu Părintele Slujitor și ceilalți enoriași, credincioși ai acestei comunități. De asemenea, Părintele Mario Doru, care și urma dumnealui, care, să zicem, este la a suta parte din timpul trecut de la formarea satului. 6 ani, 5 ani, 6 ani, 3. Deci nici măcar a suta parte din cei 600 de ani, sunteți. Așa, și deja ați construit și sunteți, faceți parte din această comunitate. Ce să vă zic? Eu sunt din Horia, dar venetic și acolo. Mai puțin cunosc satul Cotu Vameș. Am participat la baluri care veneam mai cu ziu și plecam tot cu ziu. Așa că, nu că ar fi oameni din Cotu Vameș, dar erau fetele frumoase și trebuia să mă grebesc să plec, că țineau, cei codenii țineau mult la el. Așa a fost, dar la momentul de față, ce să spunem, să ne bucurăm de prezent, de pace. Am văzut aici țin și domn profesor, profesor universitar, profesor din oraș sau eu știu, oricare dintre dumneavoastră care ați luat cuvântul, ați pomenit istoria care a fost. Aș spune că vă cunoașteți foarte bine istoria. Aș să parafrazez așa pe marele nostru istoric și savant Nicolae Iorga, zice, poporul care nu cunoaște istoria este ca un copil care nu cunoaște părinții. Dumneavoastră vă cunoașteți istoria, deci ca atare sunteți de aici. E un lucru minunat. În numele meu personal, al Consiliului Local Horia, al locuitorilor din satul Horia, eu vă doresc succes locuitorilor din Cotu Vameș, că ne dați multă prosperitate la mulți ani. Cu pe și cu roți și cu apete.
Thank you.
iar tu mai șute și-o capre cornute, stă și mai asculte fluierașe de cu toți